Salutare dragi tovară și bine ați dat click la un nou videoclip pe care nu mă așteptam să-l fac în stilul acesta Și anume să ajung să spun asemenea chestii Să aflu asemenea lucruri pe care o să vi le spun în minutele ce urmează O să discut cam mult, deci puteți să dați pe 1.5 viteză dacă e Sunt multe de discutat pentru că s-au întâmplat multe în astea două zile de când am făcut live Și o să încep direct cu chestia asta ca să vă păstrez atenția Doar uitați-vă Așa Că văd că se repetă Au apărut chestii noi Acum am văzut chestia asta că a postat-o A postat-o stresul Pe story la el Deci Aseară sau că am schimbat treburile Pentru ce nu știe Justi l-a prins Prins pe Final Boss Dar Final Boss a șters toate storiile alea Că da, postase și niște de -alea în care Sanchi ăsta se dădea la Unele cam prea mici cam foarte prea mici de vârstă. E că adică oarecum chestia ce începuse atunci s-a cam dus într-o pace momentan. Dar așteptăm să apară clipul. Nu mă așteptam să aibă dreptate stresul că e vorba de o, o, o să la înțelegere. O să încerc să fiu cât mai imparțial în acest video. Era mai sceptic ieri, al ieri de fapt pe live când am văzut postările alea de pe, Reddit, <petită elevii> <versioni> de pe Reddit, pentru că nu posteau serios doar niște texte, că vreau da. Dar argumentezi ceva că e o victimă sau eu o persoană care sunt. normal, te afișezi ca să fii mai credibil. Că cum m-am pățit cu Felipe de a apăreau mai mulți care ziceau, domne, că îl știu pe Felipe că nu știu ce, dar erau doar niște conturi făcute de el și așa m-am gândit și eu că, mai, unul mai că eu de fapt unul cu mai multe conturi să-l denigreze. Dar n-a fost deloc așa pentru că seară am văzut uh, o oră jumate din... Deci se vede? Se vede domine? Am văzut aproape o oră jumate din două ore și ceva cât a vorbit stresul cu fosta lui justi. Aici e vorba mai mult decât de doar un caz de-a lui în care mulți îl atacă pe Justy. Aici e vorba de o spălare de rufe în public, o întreagă mașină de spălat rufe în public, de cineva care a avut parte de atașament axios. Și de niște amintiri Ce tot răscolesc Nu mai rezist Ajunge cât am făcut gluma cu piesa asta pe live acum două zile Amintirile mă chinuiesc Bun uh, în video ăsta just a zis că e vorba doar de fosta lui care are de fapt ea încă două conturi pe Reddit Dar până la urmă n-a fost așa, l-a sunat ieri pe live stresul pe, sau azi era oricum după 12 noaptea când m-am uitat la o parte din live, dar bucata asta n-am mai prins-o că eram capul, dormeam buștean. Visam că mă dădeam vreun carusel ceva sau că picam pe scări. Și... Cum ziceam, s-a dovedit până la urmă că sunt mai multe foste care tot așa au fost agresate de el, agresate, zăpăcite cu telefoane și bineînțeles Posta lui Justi Urmărit în scara blocului Ia ce asta Marian Godină Care din câte țin minte El nu mai e misogin Și nu joacă la El ce mai are cu băiatul Ok n-am citit asta De la blogul lui N-am citit istoria asta, n-am să citesc acum Lăsând imaginile astea care M-au Uimit un pic așa, nu pot spune șocat Dar m-au uimit, Hai să lăsăm aici. Deci, practic o parte din credibilitatea Pare rău să zic asta pentru că îmi place ceea ce face, nu pot spune că el poate să schimbă România cu videoclipurile sale, dar este o idee foarte bună. În primul rând ne distrăm să vedem așa ceva, a ieșit un mim ca lumea acolo de-l fugărea pe șina de travai. câți n-am făcut, n-am mai zis o chestia aia, la mișto, am glumit pe seama aia. Da, mai bagă frica în oameni de genul ca să mai lase în pace copilele, cel puțin în zona Bucureștiului, dar... Uh, o singură chestie pe care o pun numi ca și scuză pentru el ca fiind ai, pentru chestia asta ar fi că el nu era youtuber pe atunci și nu avea atâta responsabilitate. Na, dar n-avea imagine repătat pe atunci, deși în mod normal am două vorbe de spus prima vorbă pe care o am de la taică mi a zis-o de multe ori când era mai mic. Bă, nu mai merge cu ea, alta ce stai atâta, nu mai merge alta ce stai atâta să te cu ea. Și cam așa e. Poate misogin în perspectiva unora, poate vreo două tipe care, mă consider, care acum o să mă considere super misogin că am zis asta sau că am deranjat. Îmi pare rău, puteți să-mi dați dislike, nu mă super. supăr. Dacă am așa e. Și a doua treabă, nu vreau să jignesc pe nimeni aici, că n-am intenția asta, eu doar repet un citat. Boala prostului e lipsa de atenție. Când nu-i oferi atenție, el moare de oftică. Și când te ceri cu cineva, bă, e, nu din, mai ales dacă nu-i din vina ta, deși aici nu cred că e așa, bă, când te ceri cu cineva și... Zice, nu mai vreau să vorbesc cu tine Fai bă poploac, și nu mai vorbești Și nu mai vorbi cu el Să vezi că tot se întoarce la tine Mă rog, asta în situația în care Ia el ți-a greșit ție. În situația asta el putea să-și fi dat seama de greșeală A văzut că nu-i acceptă scuzele Și trebuia să o lase baltă Mai ales că în discuția de aseară De cât am apucat să văd o oră jumate Din două ore și ceva um, Cum să zic Ia Iana a zis că vorbea de două zile cu alta și... Începuse, deci, deci după două zile ce să vorbească cu alta, dar a continuat să o mai zăpăcească pasta cu interfonul cu astea. Ea s-a dus la părinții ei acasă, când a venit fraxul la ea, ăsta a fugit pe scări, că era deja în bloc el venit, că locuia aproape de ea. Da, aș putea spune un coșmar și ceva nasol și tare mecă Uite, Acum o să fac pe feministul. Nu vreau să zic că trebuia să se întâmple așa aici. Dar aș vrea o lege legată de atac și autoapărare. În primul rând, autoapărarea trebuie să fie egală cu atacul. Mi se pare o prostie absolută. Pe ideea că dacă scoate unul un cuțit și îl bagă în tine, dar abia după ce îl bagă în tine, trebuie, ai voie să îl înjunghi și tu pe el. O prostie, că și cam așa e. Apărarea trebuie să fie egală cu atacul. Părerea mea trebuie modificată, Adică, pe bune, să zicem că Mă rog, aici nu e vorba de un malac și nici de o extrem de mică pitică. Dar dacă e vorba de un malac de ăla de ca ăla cu răstu să vină poliția că i răsturnăm sau nu e problemă de război. 20, 65 ăla. Se ia de una mică de înălțime, ai mică de înălțime dacă are un pistol, ceva, la aia să aibă dreptul să-l împuște. Eu așa aș vrea. Nu sunt feminist, de la cu... Femeile superioare și prostii din astea ale unor ceșetori de atenție. Dar sunt de părere că așa ceva ar trebui să fie legal. Că dacă femeile ar avea puterea să se apere de asemenea hândrălăi, deci aici, pe bune, aici putea să-i dea un șut în dacă era mai agresiv cu ea și îl punea în genunchi pleca. Nu era problemă. Dar zic în cazurile extreme ar trebui să fie să poată face ceva de genul fetele Da sunt și fete care își caută mai mulți fraieri Care să le pupe în curs Să le plângă Dar aici nu e vorba de așa ceva Aici e vorba de un om care a fost orbit de nervi De o iribă frântă, De un atașament anxios Nasol când se ajunge să se spele rufele în public Maxim mai face o glumă așa Între prieteni despre ce ai pățit o dată cu cineva Dar nu dai nume nu dai prea multe detalii, zici tu că ai pățit odată undeva, ai fost acolo și te-a prins când făceai aia și maxim atât. Nu da prea multe detalii că nu e bine, că s-ar putea să o pățești așa, mai nasol. Deci din nou, un pic și așa, un pic mai mult și-a pierdut din credibilitate, că a zis că e aceeași cu mai multe conturi, dar s-au dovedit că sunt trei tipe, Adina, Diana, Ioana, ca să și ribeze. Foarte mișto, nu așa? Nasol ce se întâmplă. Și părerea mea Cea mai inteligentă mișcare pe care o putea face Justi Era următoarea În video asta cu cine sunt Cine sunt, pardon Am accent de bucureștean, bă, iertați Putea să fi zis așa Nu am cel mai trecut Cel mai trecut curat Haide N-am cel mai curat trecut Și am greșit și eu Și recunosc am făcut asta, am făcut asta, dar zicea pe bune. Adică ce tot a apărut ulterior pe Reddit, să fi zis și el și să nu fi negat faptul că sunt mai multe. Că ai zis că e doar una cu două conturi, dar uite că n-a fost chiar așa. În situația asta, dacă ar fi spus exact așa, o greșeală recunoscută și o minciună recunoscută este deja pe jumătate iertată. Dar încerca să mai ascundă un pic, să se scoată. Mă, în situația în care ești prins cu în sac, ori recunoști, ori lași capul jos și pleci. Ca să nu... Că dacă nu aduce el vorba de chestia asta, n-ar fi ajuns atât de popular subiectul ăsta. Ar fi ajuns, dar mult mai greu și până atunci făcea un video în care recunoștea. Nu începea întâi să se scoată puțin. Adică... Gen cum a făcut Colo de, a zis prostiile alea și după aia a zis că nu domne că eu de fapt iubesc femeile, că m-au crescut cu... Bă, dacă zicea din prima, da domne am fost un prost, n-am știut cum să prin la public, bă, dacă le zicea așa, mai era un pic iertabil totuși. Și cam așa și aici. Ce să mai zic? Cred că au dat Pare să se ducă într-o pace ce a făcut cu final boss atunci. Podcastul a dispărut. Dacă m-a repetat, îmi pare scuze. Am încercat să zic cât mai repede toată treaba. A, ah, și acum de ce după 2 ani de zile din 2020 încă insistă tipa asta cu acuzațiile pentru el? Ei bine. Um, cum să zic? Am văzut SS-uri că mai făcut și recent luna trecută tot așa le zăpăcea, pe Și o chestie pe care am văzut-o acum vreo 2-3 zile pe short, Ceea ce nu mi-a venit să cred, mi s-a părut cam de căcat Ca să nu zic rahat Justi cu Ivone în mașină Am o imagine de un bun și te afișez cu o persoană care este total opusul tău aproape opusul. El care prinde oameni necinstiți, cu una care e cunoscută pentru ce? Cu e o bagaboantă. Adică nu prea merge. Ca mai ure. Ca și cum un polițist se cuplează cu o femeie care vinde Nasoase Cam așa ar fi. Undeva pe acolo. Da, în concluzie, ajung la vorbele lui Lospa și anume să n-ai niciodată încredere într-un youtuber, indiferent în cine ar fi, pentru că oamenii se schimbă. Și să nu prea ai încredere absolută în nimeni, din păcate. Și ce să zic, nasol că se întâmplă așa ceva. Nasol, nasol, pare pare pentru el. Știu cum e când te enervează una și te ia cu gata, nu mai ai ce vorbi cu bine tu inițial poate ai răspunsuri pe care, întrebări la care n-ai aflat răspuns. Acum, nu știu toată povestea de la ce s-a ajuns cu faza aia, cu intrarea în bloc. Da, na, înțeleg cum e să ai întrebări fără, la care nu le afli răspunsul. Probabil, mă, trebuie să accepți că, bă, ce rost poai are? Da, din nou, fapta aia acum 2 ani. Uite că s-a zis chestia asta, bă, domne, totuși s-a întâmplat acum doi ani alt om. Știi, una e când spui asta despre unul care e copil, copil, e tânăr. Hai că de exemplu, cum e în cazul meu. Am 22, aproape 23 și să zicem când aveam 17 ani am făcut ceva. Băi, eram cu totul alt om atunci, nici băcar nu eram adult. Mai ales că la vârsta asta te schimbi mult, te transformi, te metamorfozezi de la pușcordit la un adult. Dar el deja avea 28-29. Nu prea mai merge cu asta. La fel și atunci cum a fost cu Colo Aia a fost o fază cu un an, doi Înainte Dar el oricum era deja adult când a spus asta să zici că era un copil și Îl luase testosteronul Hormonii I-au zis Spune mă mai departe să prindă să fii șbecher Mă înțelegeți ce zic Uite acum am vorbit ca un bucureștean Când zic ceva clar Zic bă mă înțelegi Sau când zic ceva neclar Nu da când zic ceva ușor înțeles Atunci zic mă înțelegi Când zic ceva ce Mă exprim ca Mă exprim nașpa de neînțelege, mă rog Am vrut să zic ceva de la stand Dar nu importanță Am dat fiul aici Deci da, uh, cam asta e treaba Și Mai bine Ca să se încheie toată discuția asta Și să nu apară din nou acuze și acuze noi Da Acum, acum să spun sănătos la cap nu e și nu zic pentru ce a făcut, zic în general. Cum de cei mai buni psihiatri, medici la spitale de nebuni, au și ei ceva la cap ca se poată înțelege cu nebunia ea. Așa și aici, cum de alergi dubioși din aia care au probleme cu capul, nici tu nu ești sănătos la cap. N-ai toate țigile pe casă. Nu spun ideea că este un om schizofren sau din astea. Că în mod normal, un om normal nu stă să se complice cu persoane duse cu pluta și să le alerge pe șine tramvai. E bine ce face că ne distrăm și mai sperie un pic dubioși. Da, cred că ați prins voi ideea. Și în locul lui, ca să mai spăl rușinea, Aș ieși în public și anume aș face un videoclip sau aș da, aș da drumul la live. Mai bine aș face videoclip că am văzut că e afectat de treaba asta și îl înțeleg. Să facă video în care să spună că a greșit, că a cam ascuns niște detalii destul de importante în videoclipul acesta. Și că nu se mai repetă și de azi, el nu-și mai caută fostele sau nu mai caută persoane, nu o să mai caute persoanele care nu mai vor să aibă de a face cu el. Mai ales că, totuși, la 140.000 de abonați, ce ușor să găsești alte persoane cu care să interacționezi, pe bune acum. Mă descurcam când aveam 300, bineînțeles, nu erau de pe YouTube, dar mă rog. Și cam asta este treaba. Nu trebuie acum să începem să zicem într-una de justice, să-l Facem că e Nepun și trebuie la pușcărie. Hai să nu fiu chiar atât de răi. Datoria noastră când este, când este așa ceva la iveală, în primul rând, nu trebuie să a, 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 să avem niște reacții din astea foarte nervoase pentru că ne nervăm degeaba. Datoria noastră când apare așa ceva, este să ne bucurăm de spectacol, cel mai important lucru, ne bucurăm de spectacol și vedem ce avem din de învățat din treaba asta. Într-adevăr, probabil că a dezamăgit treaba asta, adică eu am extensia de dislike-uri și ieri avea puține dislike-uri, 100-200 și acum are 1200. Like-ul e de ieri, până să aflu că e pe bune, până să fi văzut de fapt postările de pe Reddit. Nu o să dau dislike, dar o să scot like-ul. O să mă uit zilele astea să văd cât au mai crescut în cifre sau scăzut și justi și... Stressul. Sunt curios cât i-a afectat sau ajutat pe fiecare. Deci, din nou, într-adevăr, nu e bine ce s-a întâmplat, și că treaba aia a mai continuat și cu altele. AE, ne place, nu ne place ce face, trebuie să recunoaștem că a greșit, indiferent de cât de simpatic de este. De data asta, stresul a avut dreptate. Mă rog, și în alte dăți, în alte treburi, nu-l urmăresc. Da, nici mie nu place care și păcănele și vorbește prea urât cu publicul său. Una, două, borți bătii și din astea, cu toată lumea. Nu cu toată lumea, dar cu destul de mulți. Mă rog, astea sunt gusturile mele. Dar din nou, cum de nici eu nu sunt un mare fan stresul, dar are și el faze amuzante la care rând. Aici cam îi dau lui dreptate, sinceră. Și faptul că a ajutat-o fata aia să spună ce are de spus, pentru că. Da, sunt mai multe femei care pățesc chestii de genul să fie căutate sau bătute și așa mai departe. Deci, din nou, trebuie să ne bucurăm de circul ăsta de jihad, cum zice el. Uh, nu trebuie să urâm pe cineva de pe internet, mai ales dacă nu e afectat în mod direct. Asta zic așa, în perspectiva mea de om care se uită acasă. Dacă ați pățit să aveți evenimente de genul cum a făcut el cum a fost aici în scara de bloc, aveți tot dreptul să l detestați că o să vă o să vă trezească niște amintiri neplăcute, am discutat cu cineva ieri după ce am făcut live-ul Nu ieri, al alt, ieri după ce am făcut live-ul în care am arătat urile alea și mi-a zis bă, parcă mă uit la conversația mea cu fostul meu. Și da, în situația asta în care îți trezește niște amintiri uh, neplăcute, da, ai tot dreptul să-ți fii antipatic. Da, așa cum sunt eu, adică nu mă afectează cu nimic treaba asta, pot să mă bucur de spectacol și v și ruga și pe voi să vă bucurați de spectacol. Altceva nu avem de făcut. Ne bucurăm de spectacol și încercăm să învățăm ceva din treaba asta. Și anume, când zice gata, păi e gata, și trebuie să luptăm cu nervii și să ne calmăm, să nu luăm decizii la nervi sau la erecție. Ce a vrut să spun autorul, vă dați voi seama. <laughs> Înțelegeți voi. Bun, încheiem aici. Am încercat să fiu cât mai pe scurt pentru că... Vă dați seama, în două zile vezi live-uri, vezi postări, tește Reddit, sunt de cap. Nu-mi place să fac scenariu pentru că... Nu-mi place. Vă mulțumesc tuturor celor care v-ați uitat și am o rugăminte de la voi. Nu începeți acum să faceți urât în comentarii la stresul sau la... justia să vă câte dislike-uri are pe stresul. Hai să vedem dacă are dislike-uri multe. 7 ore, o zi, aici, bun. Da, chiar sunt curios Deci ăsta are câte vizionări 66 de mii și celălalt parcă are 76 Dar mai strânge și ăsta niște vizionări oricum Dislike-uri doar 400 La celălalt are mai multe dislike-uri Sunt curios Pff, și aici două de dislike-uri E extensie de dislike-uri Am făcut un videoclip Oricum nu vreau să vă apucați Să dați acum dislike în stânga și în dreapta Și să lăsați comentarii urâte Pentru că Nu sunt necesare O să-l faceți pe săracul om Să se simtă baina sol Pentru greșelile făcute Eu cred că Sper că a înțeles cum stă treaba Că Cum să spună A zis gata Păi gata Și la stresul Nu-i dați dislike nu începe să-l înjurați sau așa pentru că omul a făcut circ să ne distrăm, a profitat și el de jihadul ăsta început ca să mai prindă nițel. Cum de și eu fac videoclip, că mai prinde nițel, cum de toată lumea face videoclipuri despre certuri pentru că da, îți pui opinia, îi informezi pe alții, mai schimbi o părere, pui și tu o morală a poveștii și ai ajuți pe alții, dar în același timp, bă, faci și frești și te ajuți. Ajuți. Așa și eu. Și toată lumea, bun. Ne auzim data viitoare și să vedem dacă mai apare sau nu episodul cu Final Boss, că sunt curios, sunt curios ce s-a întâmplat. A, și după ce se termină toată treaba asta cu justii, deci părerea mea să zic în public, da, am greșit, nu știu să accept un refuz și din astea, dar de astăzi nu, vă promit că nu se mai repetă. Dacă mai, a, dacă mai f m fac așa ceva, faceți public dacă mai am o scăpare de genul și o am canalul. Dacă nu dezabonați-vă toți, ar putea să fac o treabă de genul. Să lase așa un jurăbân și după aia să-și continue treaba pe YouTube. Cred că așa ar fi cel mai bine să o dăm la pace. Vezi că nu se mai poate, bă, încetați. Cum ar trebui să se întâmple cu războiul ăla din Ucraina să se termine dracu dată, că prea s-a scumpit benzina. Lasă-o dracu de treabă, mi-a luat benzină să bag, să dau 10 lei pe litru aproape. Curcat! Bun, cam atât. Ne auzim data viitoare. Ceau les tuturor!